Romanța nu suportă nimic din ceea ce este fals, nu suportă vulgaritatea sub nicio formă. Romanța este genul muzical încheiat decent la toți nasturi. Ne mărturisește invitata noastră din această seară, care este nu numai o interpretă de o mare profunzime, dar și o mare iubitoare și susținătoare a romanței. Domnia sa arde trup și suflet în momentul în care se dăruiește actului artistic și o face dintr-un spațiu de credință și mare autenticitate. Doamnelor și domnilor, Alina Mavrodin Vasiliu! Mulțumesc de tot.
iubește. Vă salut cu salutul nostru biruitor. Romanța ne unește! Sunt atât de fericită și eu de emoționată că fac parte din distribuția acestui concert excepțional, cu voci extraordinare și cu laureații Festivalului Național de Romanțe Crizantema de Aur. I-ați ascultat pe Laurent Cristian, trofeul Crizantema de Aur, pe Alexandru Chiriac, trofeul Crizantema de Aur, pe Florentina Soare, premiul 2 Crizantema de Aur. Și mai avem laureații aici la operă și, bineînțeles, celelalte voci minunate din acest concert. Artiști remarcabili alături de care sunt onorată să facem din seara dumneavoastră o seară frumoasă și caldă de romanță românească. Când cânta Alexandru Chiriac Crucea Albă de Mesteac, când mă gândeam că totuși ar trebui să vă spun că această romanță are peste 100 de ani, Crucea Albă de Mesteac, și a fost prima romanță compusă de Ionel Fernic, la mai 18 ani, marele compozitor târgoviștean Ionel Fernic. Vă ofer în această seară și eu câteva romanțe vechi. Iată, în Chioșc Fanfara cânta. Este o romanță despre care Vasile Alexandri, dacă ar fi fost contemporan cu noi, ar fi spus ceea ce spunea în 1850, că romanța a făcut fericirile părinților noștri. În Chioșc Fanfara cânta este o astfel de romanță, iar acum vă ofer o romanță excepțională compusă de Henri Mălineanu, are peste 70 de ani și nu va muri niciodată. Nu se poate. Nici așa.
să nu fii cu mine în ultimul ceas. Nu se poate, nu te las, nu te las. Această romanță are o putere extraordinară de a emoționa, așa este? Arriva Linano! Mulțumim, maestră! Trebuie să mulțumesc și Fundației Ari Mălinanu, Fundației Ari Mălinanu, fiului marului compozitor, Mălin Mălinanu, care încă din debutul proiectului nostru dedicat realizării Muzeului Casa Romanței din Târgoviște a fost alături de noi. Dacă veți vizita acest muzeu, care acum, să știți, face parte din Complexul Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște, este cel mai nou muzeu din Târgoviște, dacă îl veți vizita, veți găsi pianina maestrului Ari Mălinanu, pe care maestrul meu, ogorul meu, am avut privilegiul să fiu acompaniată de maestru Mălinanu, chiar cu această, cântând această romanță. Și mă emoționează de fiecare dată, pentru că pleacă dintre noi oameni care sunt foarte greu de înlocuit. Mulțumim, maestru! În cetatea romanței Târgoviște vă aduc o rugăciune. Este romanța care a câștigat premiul întâi la creație în 1991, compusă de marele compozitor român târgoviștean, Dan Stoian. Mă bucur atât de mult că aceste romanțe mai noi, pe care le-au avut și colegii mei recital, au avut așa o mare priză de public, cum se spune, așa o mare mângâiere sufletească v-au adus toate. Și aceasta este o bijuterie a genului. Romanță, rugăciune. Prin anii toți la fel de grei ce-au fost în viață.
mei. Aș vrea să uit cumva de ei. Doamne, în nicio clipă până acum n-am căutat niciun motiv să fii cu mine milostiv. Doamne, eu n-am râvnit în viața mea la bunurile altuia. Cât aveam, mă mulțumeam și-n ajutorul tău credeam. Și-așa, tot așteptând o zi, ce o simțeam că va veni, eu îți ceream. Vreau să cântați cu mine, pentru că știți romanța aceasta, au cântat-o bunicii dumneavoastră, părinții dumneavoastră, o cântați și dumneavoastră și cum ar spune Ion Vasilescu, așa se întâmplă în romanță, fiecare dintre noi suntem eroi ai romanțelor potrivit vârstei pe care o avem. Anul trecut la Crizantema de Aur l-am omagiat pe marele compozitor român Nicolae Chirculescu, știți că el a compus și tema piesei care a devenit celebră, da? Este genericul muzical la Teleenciclopedia Nicolae Chirculescu, de atât însă că a și compus romanțe celebre. Una dintre acestea este Inima? De ce? De ce nu vrei să îmbătrânești? Inima, de ce nu vrei să îmbătrânești? Cu dumneavoastră vreau să cânt. Nu înțelegi
Și este dăruită de regretatul compozitor Paraschiv Oprea, marele dirijor al orchestrei de muzică populară a radiodifuziunii. Aceste aranjamente orchestrale și acest fond care mă însoțește este din albumele mele Comori ale Romanței sau Romanțe de Aur. Îi aduc și la Brașov un omagiu lui Paraschiv Oprea, care a iubit enorm romanța românească. Anii vin, anii trec, dar romanța veșnic va trăi. Știu, știu, că romanța
festivalului, vă ofer o romanță atât de frumoasă. Mulți dintre dumneavoastră deja o cunoașteți, că ați mai auzit în emisiunile de televiziune și, bineînțeles, în transmisiunile în direct are festivalului Crizantema de Aur. Haideți să vă dau o informație apropo de cât de mult este iubită romanța în România. Anul trecut, Crizantema de Aur a fost lider de audiență pe TVR2. Mai tinerii noștri, așa, din televiziune, se mirau că audiența este atât de mare la un festival de romanțe. Eu nu m-am mirat, eu doar m-am zbătut să fie acolo, pe TVR2, pentru că știam că l-așteptați, știam că publicul își dorește Crizantema de Aur strălucitoare, elegantă, sensibilă, frumoasă. Crizantema de Aur la Târgu Mureș, festival de patrimoniu românesc. Vasile Veselovski, iată, o pleiadă de mari compozitori români care au onorat romanța românească, a dăruit Crizanteme de Aur la creație, ceea ce vă voi oferi acum. Dragă toamnă, este vorba despre toamna vieții, din care nu trebuie să lipsească dragostea frumoasă și împărtășită. Dragă toamnă, omagiul lui Vasile Veselovski. Este toamnă.
partea. La 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 la. Târgoviște, personal vă primez la Muzeul Casa Romanței dacă veniți. Ghidajul o să vi-l fac Andrei Vasiliu, care e muzeograf și doctor în istorie și cofondator, alături de Teodor Vasiliu, cu care Romanța m-a unit în 1991, când am fost invitată să-i fiu parteneră de prezentare. Dau slavă lui Dumnezeu că fac parte din destinul Romanței Românești. Îi mulțumesc! Doamne. Thank you.